verticalità, vitesse, forza, in assieme in 11 giocatori. C'è dunque l'equipa che in fiecare anni si propone da castiga titolo. C'è dunque va a fare un match difficile, creo, l'equipa creo di infrontare. C'è a stare. Non c'è più questo gioco, ma questa breve ma non ti fa come ti caratterizzava il periodo? Non stio, non mi devo occupare, con tutto rispetto che collegi miei, sì, non è corretto di parte a me se mi devo occupare. Hanno tutta l'equipa che ha fluttuazione di capote, castigie, cuocine, mentre che è un'equipa, ripeto, buona, da poter, se magari sai, va sì, periodo c'è messo rimai slave dar in ensemble è sto equipa puternica perché che pote castiga corce equipa perché che are giocatori forti buoni ripeto vitesse con giocatori de forza sci de gabarit della Michelin in sus è sto equipa reduttabile. Altre loro non conosco perché che l'hanno basato in questo periodo, non è che mi hanno guidato molto. L'hanno analizzato, l'equipa, sono del parere che è un'equipa forte e buona. Prima di essere giocato in un tipo, come pensate a un po' di sbaglio? Beh, non stio sincero, come a distanza è mare per noi, considerateci per ieri. Che ha uscito appunto mai puzzine di che noi. Io dico che ieri or come sa urce sursi in classamento ci bomba aveva un match difficile per come podio per ieri è possibile come ha dichiarato don Rotaro padrono Università Craiova. Ma è Smiterizza e se Markovic sono giocatori a colo Bayaram, che conosco 3-4 giocatori, dica un po' che entro un primo un presesce, forza Giorgio, la dica che la mascia è antrenata, conosco minusuri, sci plus, ridar, ripeto che in generale ho giocatori sci per banda come capitano Nico Sciorbanco, giocatori buoni che attacca forte bene, ripeto mi slocasce di qualità, noi è. Non ne va fi uscio, zicchio, è un'equipa puternica. Tutto il volo di spiegare, ma se c'è un giocatore, vuol dire che lì si parte sul problema della difensiva. Ma poi c'è questo lucro che in prime le equipe ha luato magari mai molti gol, hasta c'è il Todar, ripeto, non stavo ai casa, davo cu parere, zicchio in generale c'è equipa est. Dopo la strategia ci piace noi a Trevoe a esplotare sino per mine. Conoscete bene giocatori Trevoe, a vantaggio dumneavoastră sau și faptul că cei mai importanti Trevoe conoscete dumneavoastră? Da, sì, mi conosco ieri, dar noi acolo giocam și un alt, come spune, sistema di gioco, come da, è normale che mi conosca ieri che antrenor, perché l'hanno avuto, ripeto, dare la maggiorità come ho plecato, ho trecut și a proprio 4 anni, și, dar rimane io cu amintire frumoase, pentru che acolo am luptato pentru titolo, și in circostanze așa, congiunture negative, non am castigato titolo, dar l'am speriat pe acea vreme a CFR. Dar și atunci am amintire frumoase, un grup important, dar mai mulți jucători pe acea vreme au plecat. Dar, repet, 4-5 îi cunosc foarte bine. Fără să fim mai discret sau să provocăm câteva și colegul cu mai devreme, apropo de declarațiile patronului FCSB-ului, da. Că el vreau să cumpere artificii, să dea artificii în curând sau până în etapa 4-5 din play-off. Cum considerați aceste declarații? Un pic cam de vreme sau nu? Da, cred eu că domnul Becali se grăbește
puțin, zic eu, după e... che uneori spune lucruri așa ne distramă, adică no, amuzante și poate spune ce vrea el. Noi în continuare luptăm cu ei și cu CFR și cu Craiova pentru că avem, ripet, un meci foarte dificil. Borza și Albo sunt în loc pentru acest meci? Da, Borza și Albo sunt în lot. Cum sunt? Cum sunt? La antrenament, no, 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 beh, per revenire all'allenamento abbiamo avuto discussioni con lei da forte simple, dico, ho chiesto scuse, iertare, perché abbiamo celeste sciglie che ho greșit, in un momento non era, non avevo voglia di fare così, da come gata, non si è terminata questo lucro, ho revenito, ho in faccia colleghi loro e staff e conducere, ho ceduto scuse e siamo allenati bene e Albo e Andrei e atunci l'hanno primito in lot, lotul è completo. Astăzi Rapidul a anunțat că va discuta pe arena națională în jurul FCSB, dacă ar fi fost să luați dumneavoastră decizia, unde să discutați? Beh, beh, cred că răspunsul e normal, nu cred eu, în Giulesti, eu zic, pentru că oricum mie mi place foarte mult Giulesti, dar înțeleg și că acolo, nu știu, se poate face ce mai mare, no? Din punctul de vedere financiar, poate fi și afluență. Afluență se spune așa, de mulți, mulți suporteri, mai mulți suporteri, pentru că, cum a declarat domnul Șucu, aveam, no, cerere de 4 ore mai mare decât stadionul nostru și atunci va fi un lucru important. Acolo vor fi probabil 40.000 de uomini și asta e... Dacă și mă bucur oricum, pentru că va fi sigur un spectacol. Dar credeți că fotbalistic că ar putea echipa asta e un dezavantaj pentru că practic joacă acolo unde FCSB joacă în mod curent? Ba, e normal că spune că stadionul e asta, e un lucru banal, că ei acolo au o punte de reper, joacă întotdeauna a casa, noi acolo giocam, am giocat in deplasare in meciul in tur și in retur, scuze, și normal che per noi giuresti era un stadion normal, no, nostro, dar nu e problema, nu asta mă interesează oricum în acest moment, pentru că sunt de această idee, dar mă gândesc la meciul cu Craiova, că e, repet, dificil. Ce șanse va avea Bătescu în continuare, având în vedere că se întoarce Borța? Șanse va avea în continuare, vedem, nu dau dacă joacă sau nu joacă, nu. No. Da, e un giocatore che è in lotte, si è comportato forte bene, meciul cu Uda, ha dato il gol, perché rimane in el, probabilmente va a mentire straordinaria e frumosa, quando tu debuttesi ci dai il gol, credo io che rimane per tutta la piazza lui, e come buco che faccia parte probabilmente, no? Perché sono tanto loro, lui, credo io che un pic de merito la reșe antrenor pentru că am auzit multe lucruri, vabbè, lasam deoparte asta, dar mi bucur pentru el, dar revine și Andrei e un jucătore oricum importante, un tiner importante, deja campionat din România și vom vedea, vom vedea. În cazul unei confrunteri sau remise cu Craiova, și mai greu lupta aceasta pentru titlu? Nu, deloc. Nu e un match decisiv. Decisiv e un match din play-off, probabil. Nu, probabil, sigur. Dar asta încă face parte de acest final de sezon și nu e penultimul match sau ultimul match. Normal, ultimul, e clar că ultimul, vorbind adesso in generale, vorbind in generale, ultimul e mai mult decisiv, spune așa, dar nici acolo e decisiv, pentru că după rămâne 10 meciuri și se poate întâmpla orice. Eu am un pic de experiență și spun că asta e play-off, se întâmpla orice. Acum vorbim de un penultimo meci cu Craiova, nu e decisiv, dar e un meci importante. Simțiți, domnule Bernoulli, că câteodată vi se ia din merite, poate, nejustificat,
simplificat, pentru că l-am auzit mai devreme, și a trecut și prin perioade mai puțin foarte clar. S-a scris de câteva ori că e posibil, sau s-a spus că e posibil, dacă nu veți câștiga, pentru că nu să fiți dat afară. Ați simțit cumva că sunteți prea criticat în anumite momente și, nu știu, a fost greu? Nu mi-e greu. Nu mi-e greu și spun așa, numai asta, eu fac treaba mea și mă bucur că în acest moment suntem pe locul 2, cred eu că e deja un obiectiv important, locul 2, asta, dar știți cum e, au venit mulți giocatori și este aceasta, cum se spune, presiune, nu artificială, dar o presiune che in pratica parca è locul 2, acum nu e nimic in fața de un titolo. E adevărat, comparando aceste două obiettive, dar la început de anul era obiettivo 1-3, ai de a integra giocatori noi, dar oricum tot giocatori noi sunt, și nu e che se face așa de la o zi la altă o integrare o echipa așa de bună, pentru că unii confirmă, unii nu confirmă, și nu e ușor, adică vorbind din generale, când uno trebuie să integreze jucătorii veniți de la campania de transfer, nu vorbim de jucătorii noștri, dar tot e dificil pentru un antrenor. Și atunci asta un pic așa me lasă așa, dar nu e problema, eu în continuare merg pe treaba mea și merg pe treaba noastră, staff-ul, cu ceea ce facem în acest moment și suntem bucuroși pentru că e locul 2. Locul 2 è un luogo forte e importante, dopo è normale che rimane titolo, e titolo vogliamo attaccare titolo con questa equipa in playoff. Come riuscite a motivare il paese da non credo che questa due meciuri si possa motivare il paese, credo io che da che esti un giocatore del football, se giochi in faccia a Problemenco, io di pagate ho giocato a colo fare spettatori, perché era periodo di pandemia, spune che è un stagione fumoso e vuol fare molta lume, anziché io a colo, e dopo hai un match con magari 400.000 di uomini con FCSB, anziché io che non trebuie sai motivarmi per questa, è mai bene che nella sabbia del football, da che trebuie sai motivarmi, non poteva che io ci facesse bene. Ce trebuie făcut sono due echipe di top di playoff e dopo 10 match di playoff noi abbiamo arrivato bene quando abbiamo giocato con le prime equipe le prime 6 match, probabilmente abbiamo c'è mai molte punte, mi sembra per un momento vedere a questi due retour con Craiova ci fece sapere dai, trebuie să castigi meciuri, trebuie să castigăm meciuri să nu pierdem atât punti cu echipe mai amici, dar în acest moment nu mai sunt, adică sunt echipe de playoff și sper că putem arata cum am ratat într-o perioadă de 3 luni, când după ai început așa un pic slab, după am arătat bine cu echipele foarte, foarte bune, puternice. Trebuie să fim mai costanti în randamento unii giocatori și să giocăm mai bine, zic eu, pentru că în sfârșit să giochi mai bine, sigur che hai mai multe șanse de a castiga decât de a pierde sau de a remiza. Și asta e, mai mult randamento să nu ne accidentăm și să ajungem cu o pregătire fizică bună, pentru că în play-off va fi decisiva și e pregătire fizică, zic eu. Pentru că sunt meciuri che nu au a ce face cu meci de campionate. Io de ce am văzut în play-off sunt meciuri cu mai multă intensitate. Așa. Vă impresionează și pe dumneavoastră forma lui Florin Coman? Beh, sicuro è un giocatore che non conosco, non lo scopro io, perché è un giocatore forte, forte, importante, e beh, di punto di vista fisico sta forte bene, ha caratteristiche, e la Felle di punto di vista tecnico, in questo momento trage FCSB dopo Iel, perché da Canon non è che potremmo spune che
Eu aș vrea să aved două luni în fara două jucători importanti la FCSB și după vom vorbi. Vom vorbi. După vom vorbi. Cum am avut noi doi jucători, doi, trei, pentru că și Emerson era un jucător bun. Dar spune-mi, atacanți, asta că joacă în față. Aș vrea să aved ei două luni și... Dar, din păcate, cum spun Italia, non c'è la prova del 9, non putem, pentru că nu există acest lucru. Dar eu sunt sigur că noi putem lupta pentru titlul.